Vă aduceți aminte că la petrecere Gabriel a deranjat mai mulți concurenți și multe fete invadându-le spațiul intim. Iar doamna Simona a spus atunci în emisiune că fetele când simt că este încălcat acel spațiu, acea intimitate, să spună producției, să semnaleze. Și iată că s-au întâmplat lucruri în casa Mireasa în această seară, care au deranjat o parte dintre fete. Nu au zis acestea care ar fi vorba despre Gabriel, deci nu e sigur că e vorba despre el, e poate vorba despre un alt băiat. Spunea Isa că a zis celor din producție că nu îi se pare normal, se simt agresate verbal și fizic și aruncatul cu papucul îi se pare o, un gest agresiv. Să spunea că vrea o demonstrație, cum a făcut cu papucul. Și Iza i-a arătat că l avea în picior și a făcut având și l-a aruncat.